Salutare și bine v-am găsit, băi fraților, la un nou videoclip, videoclipul numărul 89. Eu, Viloveața, și-am mâncat la țară de aici, de la proprietar. Vă prezint cum crepăm lemnele aici. Deci avem o comandă de sobămnică. Trebuie să crepăm, bine, tăia scurt și trebuie crepăm mai gros. Deci normal cum ar veni. Băi, fraților, eu, Viloveața, și mâncă la țară, vă salut. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să aveți în continuare o zi reușită tuturor. Salutările mele, bă, oameni, ne-am oprit, am mâncat un pic și avem conservă, vedeți acolo, ne? Am mâncat niște conservă de fasole, eu cu copilul. Aici visă curea cu lui copilul și aia mea acolo. Asta e butucul, el taie pombutul, eu pe bot, pe mine mă doare și spatele. Coloana de disc, am probleme și mai e mult, am lucrat și eu în pădure. Bineînțeles, de la ridicat, de la lemn, au început durere, de la bazină sus să mai ai și atunci ați nevoie să crepă mai sus. Și atunci, dacă crep mai sus, n-am nicio problemă. Hai să fiu Viloveața și mânca la țară, deci de la proprietar. Aici stă un om bătrân, bolnav, bineînțeles, și noi crepăm lemnele acelea la el. Vă prezint natura, uitați ce frumos se vede. Lemnele care trebuie să le crepăm. Pe mine, bineînțeles, v-am mai prezentat, vă salut, m-am mai zic pentru a doua oră. Bă, fraților, astăzi o să vă prezint de aici numai ce se vede, deci crepa de lemn. Butun ce ăștia mii, deci ne-am apucat de crepa că se vede. Și mai avem de butul ce ăștia mii, ce se vede, ce mă ridic în picioare, să vedeți, vedeți. Ce se vede aici, ani, atât. Bă, fraților, dacă vă place ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, vă rog să vă abonați. Câte un comentariu, câte o distribuire ale alea, cum doriți dumneavoastră, că vii de mare cuvință. Uitați ce frumos e pe aici. Acolo sus, pe deal, se vede foarte frumos. E casa faină aici, unde crepăm la proprietar, dar omul ăsta e bolnav, are peste 90 de ani și nu iasă afară, că e bolnav, cum v-am mai spus, că e om de 90 și ceva de ani. Omul ăsta mai e mult, mă, fraților, așa meseriaș a fost, n-are femeie, n-are copii, că nu a fost niciodată căsătorit. Făcea mobilă, mă, și cabane, de alea în două ape. Uitați, vă arăt ce tâmplărie și-o făcut el la terasă. Vedeți-o la sus acolo. Și aici, în Iisus. Ăsta, omul ăsta, bătrân, când încă mai era în viață și mai umbla și mai se mișca, el l-a făcut. Care, vedeți acolo în jos, acolo are tâmplărie, dar nu mai are cine, are o muscule, dotat bine, nu mai poate, e bolav, e gata. La neamurile rămâne. Are atelier, că eu am fost amus vreo 3 ani acolo. Amus 3 ani am crepat și atunci lemne aici și asta după 3 ani. 3 ani mai târziu am venit acum anul ăsta aici. În anul 2000 am crepat lemne aici. Și 3 ani mai târziu ăsta al doilea peridot de butuș pe care îl crepăm la omul ăsta. E bolnav omul, deci nu poate, o femeie îl grijește. Neamul lui a plătit o femeie și aia îi aduce de mâncare, face curățenie, îl spală și cam atât. Bine, bă, fraților, eu în continuare vă salut, să vă dea Dumnezeu sănătate și vă arăt cum crep lemne. Copilul, ca de obicei, nu vrea să fie filmat, o pleca de aici, pe aici, pe undeva, până apropiere, eu vă prezint în continuare. Înțelegeți? Lemnele astea de ce? Trebuie să le crep cu drujba mâine, că noi trebuie să le și clădim. Tot mâine venim aici să clădim lemnele. Vine, bă, fraților. Arată tata cum crepăm. Ce zice, bă? Ai gândit că este o muncă ușoară?
Bă, așa credeți că e muncă ușoară asta, nu? Fraților, îmi cer scuză de ieri, de ieri seara, la o femeie care m-a făcut un fel și formă. Și bă, mi-am pierdut mințile, bă, oameni, vă rog să mă credeți. Mi-am pierdut cumpătul cu mizerabila asta de femeie. Îmi pare rău că s-o ajut, dar n-am ce să fac. Deci, nu-mi place că sunt o grămadă de doamne, de astea de la țară, slabe de cap, care scrie, poate și din bajocură, să cheață oamenii de bani, dar nu-i frumos. Să le fie rușine ăștia să cheamă niște oameni civilizați, care să trag din familii dezorganizate, din familii slabe, înțelegeți. Vă rog să mă urmăriți în continuare. Treburi de astea nu-mi plac, înțelege. O să om civilizat, nu las să vorbesc, să mă infirm cu comentarii trimăt la cineva care are canal de YouTube, comentarii aiurea. Păi dacă să trimăți la cineva, trebuie să gândești ce vorbești. Ăștia-s oameni de-aia care, femeile astea care visează, ca ai vers pe păreță, înțelegeți? Înțelegeți cum stă treaba aici? Contează că de unde ești, de la țară, de la oraș, de la munte, de la mare, bă, omule, nici ești prietin, scriem ceva ca să-mi placă. Nu-mi scrie ceva ieșit din comun, niște vorbe grele, că atunci eu îți dau report, înțelegi? Deci nu să scrie astfel de comentarii. Eu am văzut că n-am avut canal de YouTube și m-am băgat la unii, la alții. Eu nu puteam să scriu, eu n-am vrut să scriu, că sunt civilizat, bă, oameni, nu-ți dea la Bodo. Eu înțeleg că stai eu la țară, da? Și judecată în minte avem, înțelegeți?
Nu s-o scrie așa ceva. Bata, apropo, la doamne, de la țară, deci așa ceva are rost, eu v-am spus. Stați în banca voastră atunci, cu informații de astea, de femeie, stai de zi. Da, mai oameni mintin. Revenim cu încheiere. Masă. Ia butonul ăsta. Bine, voi, fraților, deja vă vire viața și munca la țară de aici. Fraților, încă o dată, salutările mele și trag un semnal de alarmă. La domni, că-i de la oraș, că-i de la țară, nu mă interesează, nu fac diferența între aceste domni, dar vă rog frumos, stimate domni. Eu din inimă și din sub vă rog, când vreți să scrieți la cineva comentarii, să gândiți odată pentru totdeauna, ca să știți ce scrieți. Nu vă infirmați cu comentarii de-a șpițu. Eu v-am spus, scurt și la subiect. Și cu asta am încheiat. Eu vă salut pe doamne, pe domnișoare, pe domni, salutările mele, doamne ajută. Bă, fraților, vă mai arăt un pic de pe aici și cam asta e. Aici ne vă mai prezint un pic. Că avem în jur la 14 minute și jumătate imediat și trebuie să încheiem, că eu numai 15 minute fac filmare. Înțelegeți? E foarte frumos. Foarte frumos. Aici vă prezint niște flori. Aici la bătrânul are niște flori, fama, că o cosu cineva pe nouă strâns iarba. Omul e bolnav, nu. Ca omul care e bolnav. Vedeți ce frumos e aici. Are bătrânul. Floricelele astea, casa. Asta e mare, destul de mare casă are. Aici trebuie să băgăm noi mâine lemnele, trebuie să le clădim, că nu poate omul. Am 3 ani încă să mai mișca și le-o căra el și bătrânul, cum a putut. Nu mai le-am crebat, omul nu mai poate. Bă, fraților, pădurea în față, aia negru care se vede acolo departe. Aia e aproape vecin cu mine, bătrânul ăsta. De la mine pun la casa mea, eu trebuie să urc un pic pe drum la deal. Ai vreo 50-60 de metri de aici, de la bătrânul până la mine.
Uitați ce frumos să vede. Bine, bă, fraților, încă o dată vă salut. Salutările mele și rugămintea mea ar fi, mă adresez domnilor și domnișoarelor. Înainte să scrieți, să gândiți bine ce scrieți și după aceea să scrieți. Nu vă grăbiți să scrieți comentarii aiurea. Că pentru mine comentariile astea n-au niciun rost, înțelegeți. Bine, bă, femei, vă rog să vă... Da, de v-ar veni mintea la cam, aș bucura pentru dumneavoastră. Bine, bă, frate, eu viu viața și muncă la țară de aici, vă salut, să vă dea Dumnezeu sănătate toate cele bune. Doamne ajută, fraților.